Astăzi o să pregătim dulceață de gutui. Am tăiat gutuile destul de mari și le punem în apă cu lămâie. Această metodă o să-i dea dulceții o culoare cât mai frumoasă. Este toamnă și una dintre dulcețurile specifice toamnă este și dulceața de pere. Nu știu dacă ați încercat-o, dar este o dulceață deosebită și merită să o gustați. Are un gust deosebit, fin și îți aduce aminte de gustul toamnei. Dulceața de pere pe care o pregătim astăzi, o să o facem un pic mai deosebită. Putem să o facem cu scorțișoară, cu nucă sau simplă. Deci le putem juca cu gusturile. Este o adevărată plăcere să lucrez cu aceste fructe de toamnă. Pentru început curățăm perele, apoi le tocăm în cuțit, la dimensiune așa, pi mai măricele, pentru că în parcursul procesului tehnologic acestea se vor mai sfărâma. Iar în dulceață va rămâne o bucățică mică ca să simți gustul adevărat al fructului. Aceeași chestie o să facem și la gutui, dar un pic procesul tehnologic este diferit, deoarece gutuia are o consistență mult mai tare și atunci o dăm prin mașina de tocat și dulceața o să aibă o altă textură, mult mai fină, tartinabilă. Am tocat mărunt gutuile, iar acum o să punem zeama de la lămâie ca să-și păstreze culoarea frumoasă, dulceața de gutui, precum și gustul o să fie mai deosebit. Dulceața mai are nevoie de zahăr. Mai punem zahărul și amestecăm cu grijă și apoi lăsăm să fiarbă la foc de lemne cam 3 ore. Mă duce dulce. Mai trebuie puțin lăsată. În 10 minute și e gata. Da. O să avem iară o dulceață bună în cămară. Minunat. Dulceața este gata. O punem dulceața în borcane ca să o păstrăm pentru la iarnă. Am optat pentru borcane de 370 de grame. Le păstrăm pentru la iarnă. Am pregătit două tipuri de dulceață, dulceața de gutui și dulceața de pere. Sunt dulceuri specifice toamnei și care le iubim din copilărie, să spunem așa. Sunt două dulceuri diferite, ca și textură și ca și gust. Dulceața de gutui am pregătit-o exact după rețeta bunicii și noi le păstrăm cu sfințenie, fiind o lată de zestre pentru noi rețetele vechi, prin curățare, tocare și făcută neapărat și musai la foc de lemn și fiartă îngăduit la cam 3-4 ore până ajunge la consistența necesară. Astfel ajunsă, dulceața se pune în borcane și se pune pe raft. Avem o cămară bogată, iar turiștii noștri sunt norocoși să găsească asemenea produse la noi. Gusturile sunt diferite, de la fructele de pădure, afine, merișoare, mure, care le preferă dânsi, dar avem și dulcețuri inedite, să zic așa, care de la dulceața de lapte, dulceața de gogonele, dulceața din flori de păpădie, de aceea din liliac, dulceața de gutui, de pere, de merișoare, de arpagii cu afine. Sunt o sumedenie de dulceți care le pot găsi la noi în cămară. De asemenea, siropurile avem foarte multe. Avem sirop din flori de liliac, sirop de afine, merișoare, mure, coacăze, cimbrișor de câmp, soc, salcâmp și, în ultimul rând, mungul de brad. O să ne încânte sufletul și papilele gustative.